incident grav a avut loc în noaptea trecută. Un tânăr de 27 de ani a fost împușcat de 3 ori în abdomen. Conform mesajul.ro, neoficial deocamdată, totul ar fi pornit pe fondul geloziei. Între doi tineri, unul din Târgu Lăpuș, celălalt din Țara Chiparului, a izbucnit un scandal, s-a urmărit în trafic, iar apoi unul dintre ei a scos un pistol și a tras 3 focuri în abdomenul victimei, anunță vasiledale.ro. Tânărul împușcat a supraviețuit și a fost dus la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare. Autorul a fost prins și este la sediul poliției la audieri. Victima este un cunoscut tânăr din Târgu Lăpuș, care se ocupă cu pregătirea de trasee tehnico-aplicative pentru admiterea în școlile de poliție, jandarmerie sau pompieri. În seara de 23 septembrie, la ora 21:48, poliția municipiului Baia Mare a fost sesizată prin apel la 112 de către un bărbat în vârstă de 24 de ani din Târgu Lăpuș, cu privire la faptul că în timp ce se afla pe strada Luminișului din municipiu, a fost împușcat cu o armă de foc. Victima a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat în vârstă de 30 de ani din Surdești, se află în custodia poliției pentru audieri. Conform surselor apropiate a anchetei, incidentul s-ar fi produs pe fondul geloziei autorului. Acesta ar fi aflat că iubita lui l-ar înșela. Bărbatul în vârstă de 30 de ani din satul Surdești, care vineri seara s-ar fi întors din Anglia cu avionul. La Cluj ar fi închiriat un autoturism Dacia Logan, cu care s-a deplasat în Baia Mare și ar fi mers direct la apartamentul unde locuia iubita lui, situat pe strada Păltinișului din Baia Mare. Acolo i-ar fi surprins pe cei doi, a scos o armă de foc cu care a tras 3 focuri în abdomenul tânărului de 25 de ani din Târgu Lăpuș, apoi ar fi încercat să își împuște și iubita, doar că arma s-ar fi blocat, relatează mesajul.ro.